Seara, bun găsit la știri, iată titlurile. Chetă pentru apărarea pădurilor. Senatorul acele Mureș, Marius Pașcani, este decis să organizeze o chetă publică pentru strângerea fondurilor necesare plății cauțiunii într-un proces privind retrocedarea unor suprafețe însemnate de pădure, pe care instituția prefectului Mureș l-are cu moștenitorii foștilor grofi. În acest sens, Marius Pașcani a transmis în această dimineață prefectului de Mureș Vasile Liviu Oprea rugămintea de a-i comunica în scris care este situația dosarului cu numărul 1858/289/2014 aflat pe rolul judecătoriei Reghin, dat fiind faptul că cererea de revizuire în cauză se află într-o situație cel puțin delicată, fiind amânată de 3 ori consecutiv, deoarece Comisia Județeană privind stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mureș a fost chemată să achite o cauțiune de 14.918 lei. Cum această comisie nu are nici patrimoniu, nici buget propriu și, întrucât ea este reprezentată de prefect, banii trebuie virați instituției prefectului de către guvern sau de ministerul de resort. Pare absolut îngrijorător că într-un proces important de retrocedare a pădurilor în județul Mureș, instituția prefectului se află în situația delicată de a nu avea bani pentru a achita o cauțiune solicitată la nivelul judecătoriei Reghin. În documentul transmis instituției prefectului județului Mureș se arată: vă rog să ne comunicați dacă această sumă a fost integral virată în conturile instituției prefectului județul Mureș pentru plata cauțiunii și dacă ați reușit să o achitați integral, nu doar suma de 500 de lei. În cazul în care acești bani nu au fost alocați pentru a nu risca pierderea procesului din cauza neplății cauțiunii, vă anunț intenția mea de a face o chetă publică pentru strângerea fondurilor necesare. În acest sens, consider necesară deschiderea unui cont al instituției pe care o conduceți, în care pot fi depuse donații, și vă adresez rugămintea să îmi faceți cunoscută disponibilitatea dumneavoastră. Am făcut solicitare la minister pentru a ne acorda suma de care avem nevoie pentru a plăti cauțiunea în acest proces. Oricum, procesul este pe data de 5 decembrie și el va continua. Senatorul Marius Pașcan a cerut astăzi ministrului afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, să dea în ceasul al 12-lea un ordin de ministru pentru suplimentarea numărului secțiilor de votare din diaspora. Solicitarea are la bază atât lămuririle transmise de către BEC Ministerului de Resort, cât și precedentul de la referendumul pentru demiterea președintelui din 2012. Atunci, Ministerul Afacerilor Externe a mărit numărul secțiilor de votare printr-un ordin de ministru, așa cum se preciza într-un comunicat de presă. În urma centralizării propunerilor primite de la ambasadele și oficiile consulare ale României, precum și de la reprezentanții comunităților românești din străinătate, Ministerul Afacerilor Externe a suplimentat cu 151 până la 301 numărul secțiilor de votare. Evaluarea a ținut cont de posibilitățile tehnice, sediu, comunicații, etc., și de personal pentru organizarea secțiilor de votare în condițiile legii, inclusiv obținerea acordului țărilor de reședință. În aceste condiții, senatorul Marius Pașcan a declarat: cum este posibil ca 2 ani mai târziu, domnii Ponta și Meleșcanu să declare că 294 este numărul maxim de secții de votare care pot fi organizate pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale? Cum este posibil ca răspunsul MAE să fie negativ la toate solicitările diverselor instituții din statele unde trăiesc numeroase comunități de români, punând în aplicare întocmai voința PSD? Cât mai puțin români din diaspora la vot? Eu cred că este momentul ca dorința legitimă de a participa la vot să fie ascultată. Accesul la vot al tuturor cetățenilor români nu este o lozincă, așa după cum afirma premierul Ponta. Vă reamintim că Biroul Electoral Central și-a menținut poziția exprimată fostului ministru Titus Corlățean, prin care preciza că este posibilă înființarea de secții de votare suplimentare în diaspora prin ordin de ministru, precizările BEC survenind unei adrese înaintată de Teodor Meleșcanu, noul șef al diplomației. Duminică se aruncă zarurile. E ziua în care fiecare român află cine preia frâiele acestei țări. Votul fiecăruia contează, chiar dacă încă mulți dintre cetățeni nu participă la vot și nu cred în schimbare. Că vor, că nu vor, România va avea un nou președinte. Eu nu pot să merg la vot. Tu poți să alegi un viitor mai bun pentru toți? Hai să fim eroi și în turul 2. Veniți, vă rog, la vot, tu faceți pentru noi. Revoluția votului începe fix cu tine. Anul ăsta vreau să arăt încă nu mai ține. Sunt născut în 89, în acel popor care în 2014 n-are încă domnitor. Păi cum așa? 40% stăm în casă, alte 20% astăzi plouă, nu votează. Vrem o schimbare? Trebuie să stăm uniți. De asta cine n-a ajuns
ajuns la vot, vă rog eu să veniți. Hai să vă zic că sunt gura cale de scăpare. Cu mic, cu mare, trebuie să mergem la votare. Să arătăm copiilor că noi suntem în stare. În 2014 să facem o schimbare. 1, 2, 3, 4, hai! Nu toți târgu mureșenii au fost la vot în primul tur și asta fie pentru că au muncit, fie nu au fost pe deplin convinși de ceea ce li se promitea. În turul 2 însă miza e mai mare. Au înțeles asta și cetățenii care își vor face timp să meargă la vot pentru că schimbarea pornește de la fiecare în parte. Veți merge duminică la vot? Da. De ce credeți că este important să voteze lumea? Păi să votăm, să vedem cum o iasă. Iasă care mai bun. Ce ați dori? Ce ați dori pentru țara? A, păi, să fie mai bun. Și pentru popor și pentru toată lumea, să fie mai bun. Da, mă duc. Ați fost și în primul tur? Da. De ce e important să puteți lumea? Pentru noi, pentru toți, ca să ne fie mai bine nouă. Ca să avem un conducător de treabă. Interes. Ați fost și în primul tur la vot? Nu am fost. Mergeți acum? Da, lucram, de aia nu m-am dus. A, și acum veți merge? Da, da, da. Târgu Mureșenii doresc un președinte care să țină cont de nevoile studenților, de cele ale muncitorilor și de nevoile pensionarilor. Cu toții vor un președinte corect, un președinte bun. În concluzie, lumea merge la vot. Și tu mesajul mai departe, te rog frumos. Campania electorală pentru susținerea candidaților rămași în cursa pentru ocuparea fotoliului prezidențial este aproape de final. Formațiunile politice și-au susținut candidații și i-au reprezentat în fața electoratului. Duminică, cetățenii vor alege viitorul președinte prin vot. Cât de pregătit este județul nostru pentru a întâmpina turul al doilea al luptei prezidențiale, aflăm din materialul următor. Votul reprezintă un drept democratic și constituțional al fiecărui cetățean. Pentru a-și exercita acest drept, instituțiile județene, locale și biroul electoral județean Mureș au asigurat buna desfășurare a votului. În județul Mureș avem 569 de secții de votare, iar în Târgu Mureș 85 de secții de votare. Conform datelor pe care le avem, sunt 484.741 de alegători în județul Mureș. Materialele necesare celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale au fost distribuite celor 102 primării din județ, astăzi de către instituția prefectului județului Mureș. Acestea cuprind un număr de 532.294 buletine de vot, 2845 de ștampile cu mențiunea votat, 5 pentru fiecare secție de votare și 569 de ștampile de control ale secțiilor de votare. Activitățile specifice care revin instituției prefectului privind organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale sunt în termenele și în condițiile legale. Fac un apel către partidele politice să-și îndemne militanții și simpatizanții să respecte legea ca să avem un climat civilizat în județul Mureș și de asemenea rog cetățenii care constată încălcări ale legislației electorale să facă bine, să apeleze 112, să informeze organele abilitate pentru a lua măsurile legale. De asemenea, pe site-ul instituției prefectului, la secțiunea Votează Legal, cetățenii pot să afle informații despre desfășurarea scrutinului. Toți cetățenii care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv în ziua votului, au dreptul de a-și exprima opțiunea electorală. Votul este dreptul tău. Exercită-l! Și la Toplița se fac ultimele pregătiri și se iau măsuri de siguranță pentru ca cel de-al doilea tur de scrutin să se desfășoare în cele mai bune condiții și fără incidente. Primarul municipiului Toplița, Stelu Platon, a afirmat faptul că la nivelul orașului au fost semnalate cazuri de așa zisă mită electorală. Ieri se cărau bani cu sacoșa, bani europeni pentru profesori. Sigur că da, profesorii au nevoie să aibă bani pentru pregătirea profesională, dar nu odată la 5 ani cu 2 zile înainte de alegeri. Ei au nevoie de pregătire profesională, de manuale, de foarte multe lucruri de acest fel în fiecare lună sau în tot cazul de câteva ori pe an. Nici într-un caz odată la 5 ani. De asemenea, primarul dorește ca toți cetățenii municipiului și nu numai să se gândească la viitorul României și să participe duminică la vot. Eu cred că e foarte important ca oamenii să meargă în primul rând duminică la vot și tinerii și îndemn de asemenea pe pensionari să se ducă și să se gândească înainte de a-și da votul că au copii și nepoți. Este foarte important acest lucru pentru că până la urmă
ați vinde acest drept, a amaneta viitorul țării și mai ales al copiilor și nepoților pentru câteva promisiuni, eu cred că este un lucru foarte grav. Important este, cum spuneam, să ne vedem duminică la vot, cu toții. Fabrica de clei de la Reghin are acord de mediu, asta după ce Agenția pentru Protecția Mediului Mureș a menținut decizia inițială privind eliberarea acordului și a respins plângerea prealabilă depusă de Asociația Inițiativa Civică Reghin. Investitorul a depus deja la autoritatea locală din Reghin dosarul pentru eliberarea autorizației de construcție a viitoarei fabrici. Inițiativa Civică Reghin a reclamat în repetate rânduri că în Reghin se pregătește construcția unui adevărat combinat chimic de către Castamonu, Prolem S.A., care va produce formaldehidă. Substanța face parte din grupa agenților cancerigeni, conform anexei 1 a Organizației Mondiale a Sănătății. Oamenii atrăgeau atenția asupra faptului că viitoarea fabrică ar urma să aibă în proximitate brațul Gurghiului Vechi, cu legătura directă cu râul Mureș, un cartier de locuințe, stația de alimentare cu apă potabilă a orașului, situl Mociar din rezervația naturală 2000, grădinița cu numărul 4, gara CFR și autogara. În plus, centrul orașului se află la sub 2,5 km distanță de obiectivul contestat. Argumentele celor de la Inițiativa Civică Reghin nu au convins însă autoritățile, care consideră nefondate cererile oamenilor, dar și temerile acestora privitor la posibilele efecte nocive ale fabricii, care, spune șeful Agenției pentru Protecția Mediului Mureș, ar urma să respecte standarde europene de înaltă calitate și siguranță. Acordul de mediu a fost eliberat în, respectând toate condițiile puse de legislația din România, având avizul tuturor celorlalte instituții care au legătură cu acest acord, în special mă refer la Direcția de Sănătate Publică și la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. S-au pus cele mai drastice condiții, monitorizarea automată la emisii, monitorizare automată la aerul înconjurător pentru formaldehidă. Principalul contestatar al investiției de la Reghin, Iulius Făgărășan, președintele Asociației Inițiativa Civică Reghin, a declarat că nu renunță la lupta împotriva funcționării fabricii. Noi ce am cerut? Am cerut realizarea unui PUS prin ordonanță președențială, deci cauza e luni, săptămâna viitoare. În cazul în care vom pierde acel proces, avem în continuare proces împotriva acordului de mediu. Chiar dacă vom pierde în toate instanțele ceea ce e legat de acordul de mediu, avem ca ultim forum, este Curtea Europeană. Nu ne lăsăm și dorim un singur lucru, să se respecte aceleași legi ca în toată Europa și la noi în țară. Ce părere au însă reghinenii despre construirea și funcționarea acestei fabrici de clei? Dat acordul pentru fabrica de clei în Reghin. Sunteți de acord? Nu. De ce? Pentru că poluează. E singurul oraș care nu l-a văzut poluat până acum. Unii sunt de acord pentru că se creează noi locuri de muncă. Prea puțin avantaj are crearea locurilor de muncă față de poluarea pe care o face. S-a dat ordin de funcționare pentru fabrica de clei în Reghin. Ești de acord? Nu. De ce? Din cauza poluării. Se creează noi locuri de muncă. Da, asta probabil ar fi un beneficiu. Merită poluarea pentru noi locuri de muncă? Asta depinde de câte locuri de muncă vor fi și în orice lucru sunt și bune și sunt și rele. Ca să aibă loc de muncă. E mai important? E mai important. Că dacă este un risc mare de poluare? Nu cred că e risc de poluare, deoarece nu fac numai așa de capul lor, au fel de autorizații. Eu așa cred, asta e părerea mea personală, că nu te poți gândi la nimic altceva când n-ai loc de muncă și abia tragi de la o lună. Aproximativ 700 de elevi și studenți târgumureșeni și-au testat glicemia. S-a întâmplat în cadrul celei de-a șasea campanii 0% diabet, 100% sănătate, organizată de Liga Studenților din Târgu Mureș. Tinerii voluntari au vizitat cu prilejul Zilei Mondiale de luptă împotriva diabetului 5 dintre liceele târgumureșene, unde le-au măsurat glicemia elevilor. Aproximativ 10% dintre cei testați până acum au o glicemie peste limitele obișnuite. Fiecare dintre licee am realizat o prezentare despre diabet, despre limitele minime și maxime și am testat glicemia celor care au dorit, celor peste 18 ani sau cu voia părinților celor sub 18 ani și am împărțit pliante informative peste tot, în licee, la UMF mai ales și vom realiza și un workshop cu un diabetolog la UMF.
Specialiștii Centrului de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice din Târgu Mureș au anunțat că la nivelul județului Mureș sunt înregistrați în centrele de diabet 38.000 de pacienți, observându-se o creștere alarmantă în ultimii 3 ani. Și din luna martie anului viitor, comisioanele percepute de bănci vor apărea pe ecranele bancomatelor. Detalii, dar și alte informații în știrile pe scurt. Specialiștii Centrului de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice din Târgu Mureș au anunțat că la nivelul județului Mureș sunt înregistrați în centrele de diabet 38.000 de pacienți, observându-se o creștere alarmantă în ultimii 3 ani de aproximativ 3.700 de cazuri noi de diabet. Potrivit unui studiu epidemiologic, aproximativ 2 milioane de români trăiesc cu diabet zaharat și alte peste 3 milioane de persoane au prediabet. Organizația Mondială a Sănătății arată că până în anul 2030 se va ajunge la jumătate de miliard de diabetici pe glob. În primele 7 luni ale acestui an, România a exportat peste 2 milioane de tone de grâu față de 1,7 milioane de tone în 2013, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Statistică. Pe locul al doilea și al treilea în clasament, cele mai mari exporturi în funcție de cantitate se clasează cu 1 milion de tone porumbul și cu 615.000 de tone orzul. Producția de grâu a fost anul acesta afectată de rozătoare, înregistrându-se pierderi de milioane de euro. Din luna martie a anului viitor, comisioanele percepute de bănci vor apărea pe ecranele bancomatelor. Instituțiile bancare vor fi obligate să prezinte pe ecranele bancomatelor costurile fiecărei operațiuni pe care acum le listează doar pe site-urile proprii. Afișările vor arăta ce procentaje sau, după caz, și ce sume minime se percep pentru fiecare tranzacție. Postul Crăciunului, al doilea ca importanță după postul Paștilor, a început astăzi și se va încheia pe 24 decembrie. În cele 40 de zile, cei care postesc pot mânca doar produse vegetale, fără carne și lactate. Din punct de vedere al alimentației, acest post este mai ușor decât cel al Paștelui, având mai multe dezlegări la pește, ulei și vin. Se pot mânca preparate din pește în toate zilele de sâmbătă și duminică, inclusiv în zilele de sărbători din acest post. Potrivit unui sondaj, 6 din 10 români spun că vor ține post. 48% dintre românii chestionați de curând spun că respectă postul în prima și ultima săptămână, 12% țin pe tot parcursul postului, iar 40% susțin că vor mânca de dulce. Pentru întreaga creștinătate va începe o perioadă specială, o perioadă de curățire, de rugăciune, de rânduială sfântă, prin care creștinii adevărați vor intra în postul Crăciunului. Este un post al bucuriei, știut fiind faptul că Mesia este vestit, Mesia, Mântuitorul Iisus Hristos, în calitatea Lui de Mântuitor, de Răscumpărător, al omului din robia păcatului și a morții, va veni luând chip de om, intrând în această lume prin rânduiala prin care fiecare om intră în afară de păcat. Aseară creștinii ortodoxi au sărbătorit lăsatul secului pentru postul Crăciunului. În rânduielile bisericii, această sărbătoare se ține cu o zi înainte de începerea postului Crăciunului. Alături de rugăciune, de smerenie, postul este un mijloc pentru dobândirea virtuților, dar și o cale bună pentru a face fapte bune. Lăsatul secului este ultima zi în care creștinii mai pot mânca mâncăruri de dulce. Pe vremuri, în această zi, se făceau mari petreceri în familii, se serveau fripturi, ciorbe cu carne, prăjituri și vin. Și în zilele noastre se mai păstrează obiceiurile. Ne reunim cu aceste ocazii și încercăm să ne îmbrăcăm cu haine tradiționale, să ne aducem aminte ce înseamnă lăsatul secului, ce înseamnă postul Crăciunului, ce trebuie să facem în această perioadă. Întâlnirea creștinilor a avut și un scop caritabil, acela de a strânge fonduri necesare achiziționării unui teren pe care urmează ca Filantropia Ortodoxă Mureșeni să construiască un centru pentru copii. Un motiv caritabil, adică de a susține edificarea unui centru social și mai cu seama terenului aferent pe care noi va trebui să-l cumpărăm în perioada imediat următoare. Părintele Chebuțiu face ceva. Dincolo de a sluji la Biserica din Mureșeni și de a face acțiune acolo, creează un sediu social și suntem alături de el până îl vedem o dată făcut. Pentru că e foarte important tinerii de acolo să aibă un loc în care să se poată regăsi,
să poți să ajuți copiii cu probleme. Alături de fapte bune, de rugăciune, de smerenie, postul este un mijloc pentru dobândirea virtuților. Postul Crăciunului durează 6 săptămâni și îi pregătește pe credincioși pentru marea sărbătoare a nașterii lui Iisus Hristos. Zeci de personalități mureșene și-au dat mâna pentru susținerea persoanelor cu dizabilități aflate în îngrijirea Fundației Alfa Transilvană. Scopul evenimentului a fost acela de a aduna sumele necesare achiziționării unui mijloc de transport adaptat nevoilor speciale ale fiecărei persoane aflate la Alfa Transilvană. Lucrările ale unor cunoscuți artiști plastici au fost donate fundației și scoase la licitație seara trecută. Întâlnindu-se într-un cadru intim, cei prezenți la eveniment au avut posibilitatea de a-și achiziționa diverse opere de artă și de a dona pentru un scop caritabil. O persoană în vârstă din Olanda, Storiu mașinii Singer, nu a fost în... Este un prieten de al nostru din Olanda care are acest mașină Singer de o moștenire de la bunica sa și care a oferit acest mașină cu un transport din Olanda pentru balul nostru. Sau bijuterii oferite pentru cumpărare, sau întregul stand de la colegii de la Creative Hands, în care achiziția de obiecte aduce un procent de resursă financiară în interesul scopului. Evenimentul a fost menit să sensibilizeze și să susțină integrarea în societate a persoanelor care, din cauza dizabilității născute sau dobândite, sunt adesea marginalizate. Teatrul Național din Târgu Mureș s-a transformat într-o adevărată bibliotecă. Peste 40 de expozanți au venit la Târgul de Carte, menit să-i atragă pe cititori, de la cele mai fragede vârste și până la oamenii trecuți de a doua tinerețe. Cărțile pentru copii, literatură, geografie, matematică, psihologie sau poezie au oferte, iar târgu mureșenii nu întârzie să profite. Concluzia noastră după ce am răsfoit Târgul de Carte, târgu mureșenii citesc. Încă de dimineață era forfotă mare la Târgul de Carte. Copilași de 3-4 ani, însoțiți de educatoare, studenți și pensionari, cu toții se plimbau pe la rafturile cu publicații dintre cele mai atrăgătoare. Zânele și eroii salvatori ai lumii le zâmbeau prichindeilor de pe coperțile cărticelelor. Titlurile volumelor de poezie îi îndemnau pe vizitatorii mai mari să răsfoiască măcar 2-3 cărți. Cărți școlare, hărți, atlase, atlase școlare, atlase geografice pe limba maghiară și pe limba română avem cărți. Atlasul lumii. În general, firma noastră se ocupă cu lucrări cartografice. Bună ziua! Cărți începând de la copii mici, de la câteva luni până la cei mari. Este ediție jubiliară a 20-a. Sunt 45 de standuri personalizate pe care expun cel puțin 100 de edituri din România, Ungaria și Slovacia. A fost o afluență deosebită, mai ales din partea tinerilor. Noi am dorit foarte mult ca să atragem tineretul către carte. Surpriza târgului de carte au fost copilașii care, deși nu știu să citească și încă stâlcesc cuvintele, au fost aduși de educatoare în lumea cărților de tot felul. Basmele și benzile desenate le captează atenția copiilor, iar micuții se văd în locul personajelor. Copiilor le plac foarte mult cărțile și ne-am gândit să venim, să vadă, să alegem, să cumpărăm în grădiniță, să avem o carte. Hi, Bambi! Watch what I can do! Cine vrea să treacă pragul târgului de carte o mai poate face până mâine seară. Noi spunem să vă încumetați. Puțină lectură descrețește frunțile și vă relaxează. Unde să mai punem și faptul că cercetătorii americani au descoperit faptul că lectura unui roman captivant provoacă schimbări măsurabile la nivelul creierului. Iar aceste schimbări persistă timp de câteva zile. O carte bună îți oferă o stare de relaxare extraordinară. În același timp, cititul este un medicament antistres cu efect imediat asupra organismului.
Artistul reghinean Simion Moldovan i-a încântat din nou pe iubitorii de artă cu cel mai recent vernisaj al său, numit Tactil. Acesta a avut loc la Târgu Mureș, la sediul Asociației Carte. După câțiva ani de la ultima expoziție, care de altfel a fost și cea mai amplă a artistului Simion Moldovan, acesta a bucurat din nou privirile oamenilor cu un vernisaj pe care l-a numit Tactil. Au venit foarte mulți oameni la vernisaj și consider că această expoziție de desen o să placă foarte mult Târgu Mureșenilor, mai ales că e figurativ, este o treabă foarte, foarte serioasă, profundă, dramatică, cu un impact social destul de interesant într-o perioadă destul de dură. Haideți să urmărim împreună calendarul zilei. Principalele evenimente care au avut loc de-a lungul timpului în data de 14 noiembrie. În 1873 a apărut la București ziarul Oltul sub conducerea lui Alexandru Macedonski. În 1920 s-a născut poetul și gazetarul Sergiu Grosu. În 1940 s-a născut Freddie Garrity, vocalist și compozitor britanic al trupei Freddie and the Dreamers. În anul 1949 s-a născut James Young, chitarist, vocalist și compozitor american al trupei Styx. În 1953 s-a născut compozitorul Sorin Lerescu, membru al Societății Autorilor, Compozitorilor și Editorilor de Muzică de la Paris și membru în Comitetul Executiv al Secțiunii Naționale Române a Societății Internaționale de Muzică Contemporană. În anul 1956 s-a născut Vasile Muraru, actor al Teatrului Tănase. În 1969 a fost înființată la București Academia de Științe Agricole și Silvice. În 1975 s-a născut atleta Gabi Sobo, multiplă campioană națională, europeană, mondială și olimpică, desemnată în anul 1999 atleta numărul 1 al lumii. În 2000 a fost înființat Centrul Multi Art Dance. Președinta centrului este coregrafa Vava Ștefănescu, iar director artistic coregraful Mihai Mihalcea. Iar în anul 2001 a murit actrița britanică Charlotte Coleman. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. Dacă aveți informații care pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știrea@ctv.ro. Și nu uitați, jurnalul poate fi revăzut pe pagina noastră de Facebook, Televiziunea Știi TV. Un weekend excelent să aveți! La revedere!